Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Biserica în Actualitate. Un părinte într-o parohie a vrut să facă o expoziție de icoane, de icoane vechi. Și mergând el prin casele credincioșilor, a găsit foarte multe icoane vechi. Ajungând la o bătrânică, a văzut o icoană la care se închinase, la care se rugase multe generații și cu multă greutate acea bătrânică a fost de acord să dea această icoană veche pentru expoziția ce părintele o vrea să o facă în curtea bisericii, într-un spațiu special amenajat. Noaptea a venit și bătrânica n-a putut să doarmă pentru că nu avea această icoană, icoana la care se ruga tot timpul. Dimineața, în vis îi apăreau copiii, în vis îi apăreau toți părinții și toți cei care plecaseră din lumea aceasta și care parcă îi spuneau, unde este icoana noastră, icoana la care noi ne rugam atât de mult. Atunci dimineața s-a dus la biserică și părintele, la stăruința ei, a dat icoana pe care a adus-o acasă și când a pus-o în casă, la locul de rugăciune, de unde o luase, liniștea și pacea a revenit în sufletul ei și în casa aceea. Așadar, iubiți credincioși, astăzi ne-am gândit să vorbim despre sfintele icoane, despre cinstirea sfintelor icoane și importanța lor în viața creștinului. Invitatul nostru de astăzi este părintele Cristian Crusu de la parohia Gorneni din Protoieria Mihai Ilești. Bine ați venit, părinte, în emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație și Doamne ajută tuturor telespectatorilor. Ați ascultat povestioara de adineauri și am văzut că această bătrânică, am văzut-o atât de atașată de Sfânta Icoană. Sau acea Sfântă Icoană la care se rugaseră generații și generații de creștini din familia ei. Să spunem telespectatorilor, ce este Sfânta Icoană? Aș vrea mai întâi să spun faptul că atașamentul acesta al bătrânii față de Sfânta Icoană este unul firesc care vine din sufletul omului. În mod firesc, natural, prin ființa, prin felul în care este creată ființa umană, modul în care Dumnezeu a pus raționalitatea sa dumnezeiască în ființa umană, omul are această înclinație de a fi în comuniune cu Dumnezeu, de a fi în comuniune cu Sfinții și această comuniune este firească în această dorință de comuniune este o trăsătură firească a naturii umane. Și atunci această dragoste pe care o avea ea față de această icoană, această cinstire a icoanei este ceva firesc care vine din adâncul sufletului ei, din adâncul ființei ei. Cuvântul icoană vine din grecescul icon și înseamnă chip. Chipul pe care îl reprezentăm într-o icoană creștină, chipul Mântuitorului sau chipul Maicii Domnului sau chipul unui sfânt, ne duce cu gândul la persoana aceea pe care o cinstim. Acum, văd că în imagine au apărut au apărut imagini cu primele icoane creștine. În studio văd că s-au pus aceste icoane. În acest montaj care va fi prezentat în minutele următoare, vom vedea câteva din icoanele care au fost zugrăvite de către creștini în primele secole. Aici sunt imagini din catacombele creștine. După cum știți, în primele secole creștinii erau prigoniți și de multe ori erau nevoiți să își desfășoare activitatea liturgică în locuri ascunse pentru a se feri de prigoana autorităților imperiale,
care erau păgâne în primele secole. În aceste catacombe pe care le vedem. Da. Catacombele aveau și un rol de monumente funerare. În aceste catacombe erau și îngropați membrii acelor familii care aveau deținut acele catacombe, dar reprezentau și locuri de, pentru activitatea liturgică, pentru rugăciunea în comun pe care o practicat creștinii primele secole. Să săvârșea frângerea pâinii, adică da, Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie, da. În aceste imagini se văd, așa cum s-au păstrat ele, deși poartă amprenta timpului, s-au păstrat imagini care ne grăiesc despre modul în care am început iconografia creștină. Este un început al iconografiei. Este un început care are la bază atât chipuri, chipul Mântuitorului, chipuri ale anumitor personaje biblice sau anumite simboluri creștine. Vedem acum o imagine din interiorul unei catacombe, culoarele care erau în aceste catacombe creștine. Mai devreme am văzut cum erau sugrăvite imagini din Sfânta Scriptură pe pereții acestor locuri în care creștinii desfășurau cultul liturgic. În continuare, dacă o să ne uităm, spre exemplu, la imaginea aceasta, deasupra arcadei, dacă s-ar putea mări un pic imaginea centrală, deasupra arcadei, vedem trei persoane care vin și aduc daruri Maicii Domnului care stă cu pruncul în brațe. Aceste trei persoane din centrul de deasupra arcadei reprezintă cei trei magi care aduc daruri la momentul când Fecioara Maria îl naștere pe pruncul Iisus. Ei, creștinii în primele secole, zugrăveau aceste scene biblice care erau foarte importante pentru cultul liturgic pe care îl desfășurau, pentru credința pe care o trăiau ei în acele momente. Și după cum știm din Sfintele Evanghelii, în momentul când Fecioara Maria l-a născut pe Mântuitorul Hristos, au fost trei oameni învățați, numiți magi în vremea aceea, care au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Aici are și o imagine din acele vremuri, cu maica ținând pruncul în brațe. Evident, în această imagine vedem în centrul imaginii este reprezentat Mântuitorul Hristos în foarte multe icoane din vremea aceea. Apare simbolul acesta al păstorului și simbolul păstorul cel bun, păstorul cel bun, da. Iisus Hristos. Da, păstorul cel bun. Vedeți, și în centrul acestei imagini Mântuitorul Hristos este păstorul cel bun, păstorul care a venit să-și dea viața pentru oile sale și cel care a venit să caute oaia cea rătăcită, să caute oaia cea rătăcită, să o aducă pe calea mântuirii. Este, da, revin, apar iarăși imaginile tot din catacombele acestea. Vreau să spun că apare de multe ori în iconografia primelor secole, apare simbolul acesta și al păstorului, dar și al mielului. Mântuitorul Hristos este când reprezentat ca păstor, iar la alte ori este reprezentat ca miel, pentru că știm de la Sfântul Ioan Botezătorul, așa îl numește pe Mântuitorul Hristos, spunând: iată mielul lui Dumnezeu care se jertfește pentru păcatele lumii. Aceste icoane sunt, acum vedem în imagini, sarcofage pe care sunt reprezentări creștine. În dreapta
în dreapta imaginii, vedem păstorul cel bun care poartă pe omerii săi o aia cea rătăcită, cea pe care a găsit-o și a venit să o caute, să o găsească, să o mântuiască. Și în imaginile următoare, de asemenea, aici vom vedem iară simboluri creștine. Este, dacă s-ar putea mări un pic imaginea, s-ar observa de asemenea că avem tot un păstor care ține pe umerii săi oaia pe care a căutat-o, oaia cea rătăcită pe care a căutat să o mântuiască, și în jurul său de asemenea sunt oile din turma lui Hristos. Iarăși o imagine din sarcofagele din primele secole, având de asemenea tot reprezentării care ne duc la, iarăși în centru vedem aceeași imagine a păstorului, în centrul imaginii Mântuitorul Hristos care poartă oaia pe umerii săi. Putem merge la următoarea imagine. Și în imaginea aceasta, de asemenea, în dreapta celui care ține cartea, în mijloc este o persoană care ține o carte deschisă, și în dreapta lui se află iarăși imaginea aceasta a păstorului. Deci sunt mai multe reprezentări iconografice care prezintă o artă paleocreștină, o artă care are legătură cu începuturile iconografiei, așa cum simțeau creștinii în acele secole să-și exprime aceste sentimente ale lor, să-și exprime aceste trăiri ale lor. Și prin aceste imagini încearcă să transpună mesajul evanghelic, să treacă de la cuvânt la imagine. Așa cum și Mântuitorul Hristos, care era Dumnezeu cuvântul și în Vechiul Testament vorbea cu oamenii, era cunoscut ca Dumnezeu cel care vorbește cu oamenii pe care îi alegea, bineînțeles, cu prorocii Vechiului Testament, și cuvântul s-a făcut trup, așa cum ne spune Evanghelia. Așa și creștinii au, din cuvântul Evangheliei, au făcut aceste imagini. Aici vedem o altă imagine, dacă s-ar putea mări, ar fi tot imaginea păstorului cel bun. Aceste imagini trebuie să le cercetăm, să le analizăm cu atenție, pentru că fiind foarte, foarte vechi, trebuie să le privim cu mare atenție pentru a înțelege mesajul evanghelic. Așadar, am văzut câteva dintre primele icoane, primele reprezentări creștine. Ca să putem trage o concluzie, cine sunt reprezentații în toate aceste icoane? A văzut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, da? Pe Maica Domnului, Maica Domnului cu Părâncul. Da, imagine care mai urma în acest montaj, să apară și Maica Domnului, sunt și imagini care prezintă scene biblice din Vechiul Testament. Aici este o imagine, ar fi bine de asemenea să putem mări și aici imaginea. Aici este corabia în care Mântuitorul Hristos se află pe mare și este zugrăvită scena în care Mântuitorul Hristos este cu apostolii în corabie și potolește furtuna pe mare. Da, deci are și o scenă biblică transpusă în imagini. Putea trece la următoarea imagine. Aici, dacă o să mărim un pic imaginea, vom vedea, în centrul imaginii este Mântuitorul Hristos. Da, și în stânga se află un om bolnav, paraliticul, care a fost vindecat de Mântuitorul Hristos și poartă în spatele său patul. Patul de suferință. Patul de suferință. Și Mântuitorul Hristos îi spune paraliticului,
Fiule, iertate sunt păcatele tale, ia patul tău și mergi la casa ta. Deci vedeți cum au sucrăvit și acest moment, această minune, această lucrare dumnezeiască, în această icoană a vindecării paraliticului. Aici are și este o imagine dintr-un loc de închinăciune al creștinilor. Aici era un loc care se botezau creștinii în primele secole. Putem să mergem mai departe. Aici are și apare imaginea păstorului care a mai apărut. Putem să mergem la următoarea. Aici este o imagine care ne arată, imaginea aceasta se numește oranta. Rugătoare. Da, rugătoare, da. Arată o persoană care se roagă, o persoană care își înalță mâinile către Dumnezeu în rugăciune. Aceasta ne arată felul în care se rugau creștinii în primele secole. Chiar este imagine care ne arată momentul lor de rugăciune, momentul în care ei își înălțau cuvintele lor către Dumnezeu, gândurile lor, sentimentele lor către Dumnezeu. Așadar, cum cinstim Sfintele Icoane? Am văzut mai devreme prin rugăciune, da? Da, printr-o rugăciune înălțată către persoana al cărei chip este sucrăvit pe Sfânta Icoană, pentru că cinstirea icoanei se înalță către persoana reprezentată, da, de acea icoană. Noi cinstim persoana și prin cinstirea icoanei noi suntem într-o comuniune cu acea persoană. Și comuniunea este chiar una reală, este comuniune harică. Ne uităm la icoana Mântuitorului sau Maicii Domnului sau la icoana unui Sfânt și suntem în comuniune cu Mântuitorul, cu Maica Domnului sau cu Sfântul în fața căruia ne rugăm. Și această comuniune harică este posibilă prin faptul că ne aflăm în legea Harului. Ne aflăm în legea Harului. Și prin sfințirea icoanelor, așa cum știm și în cărțile de cult, prin sfințirea cu Harul lui Dumnezeu, acestea ne asigură o comuniune, comuniune harică, pe lângă comuniunea aceasta a cuvântului pe care îl înălțăm în rugăciune, este și această comuniune de care spuneam, această comuniune harică, prin care noi suntem în legătură cu biserica biruitoare, cu biserica din Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aici pe pământ este biserica luptătoare, da. Iar în ceruri biserica triumfătoare. Da, da. Biserica este, dacă folosim un termen teologic, putem spune că instituție divină umană. Dar ca să nu folosim un termen chiar foarte, să spunem, greu accesibil poate anumitor persoane, aș spune mai degrabă că este o familie biserica. Este o familie și așa este și numită de anumiți sfinți părinți. Biserica este o familie. O familie al cărei cap este Mântuitorul Hristos, o familie din care face parte Mântuitorul Hristos, Maica Domnului, bineînțeles, Sfânta Treime. Da. Și toți sfinții și noi credincioși, și noi cei care suntem aici pe pământ. Cinstind Sfintele Icoane, deci prin rugăciune, prin închinăciune, da? Când venim în fața Sfintelor Icoane, facem acele metanii mici. Da. Da? Spunând acea rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, în fața icoanei Maicii Domnului, iar în fața icoanei Sfinților, Sfinte, numele Sfântului Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Făcând, da, aceste metanii, două metanii, da? Și apoi, aici vreau să ajung, prin sărutare. Sărutăm Sfintele Icoane. Da, sărutarea Sfintei Icoane este iarăși un gest firesc care vine din adâncul inimii omului și exprimă sentimentul pe care omul îl are în față de persoana pe care o cinstește. Ce fel de sentimente ne trezește
ne trezesc Sfintele Icoane, sau ar trebui să ne trezească Sfintele Icoane nouă creștinilor? Cred că aș putea spune că depinde de la icoană la icoană. Sunt icoane care, dacă stăm să ne gândim, spre exemplu, la icoana unui sfânt mucenic, Sfântul Mare Mucenic George sau Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, îți trezește un sentiment de curaj, de mărturisire a dreptei credințe. De bărbăție creștină. Un sentiment de bărbăție, un sentiment apologetic de apărarea dreptei credințe. Dacă te uiți în fața, te rogi în fața icoanei unui sfânt cuvios, spre exemplu, în fața Sfântului Antonie sau Sfântului Dimitrie Basarabov. Sau Dimitrie Basarabov, da. Citești pe chipul acelui sfânt asceza, starea sufletească, starea de spirit a Sfântului, o putem citi în icoană, pentru că asta este o calitate a picturii bizantine, care încearcă să exprime anumite trăiri sufletești ale Sfântului. Pictura bizantină, care nu este o fotografie, ci o transfigurare. O transfigurare, da. Acelui, da, transmite starea sufletească a Sfântului. Acelui vas ales de, da, Dumnezeu. Da, vas, da, plin de Duhul lui Dumnezeu. Și vedem pe echipurile Sfinților smerenie, vedem asceză. Deci o invitație la smerenie, da? Da. La asceză, la nevoință. Da. Vedem blândețe. Așa. Vedem curaj, cum spuneam mai devreme. Vedem dragoste. Toate aceste virtuți creștine radiază din aceste icoane dacă le privim cu atenție. Acum văd că pe în studio s-a pus acest simbol creștin, Hristogramă. Este un simbol creștin folosit încă din cele mai vechi timpuri și până în prezent. Acest simbol cuprinde cele două litere, H și R. H-ul este acel X care îl vedem în imagine. Este folosit alfabetul grecesc și ierul este acel P care îl vedem în imagine, este bineînțeles în limbajul grecesc. În stânga și în dreapta vedem alfa și omega. Începutul și sfârșitul. Începutul și sfârșitul, așa cum spune Sfânta Scriptură. Eu sunt începutul și sfârșitul. Evident, aici este un simbol creștin, păunul, care este un simbol al veșniciei, un simbol folosit în primele secole de creștini, simbol care arată biruința asupra morții. A existat o luptă care s-a dus împotriva Sfintelor Icoane? Da, a existat și de ce? Părinte. Pe de o parte, a existat, dacă ne referim la perioada iconoclastă, a fost aparent de la o înțelegere greșită a credinței, o înțelegere greșită a Sfintei Scripturii de către anumite persoane. Și atunci a apărut această erezie iconoclastă. Ea a avut un punct culminant în vremea împăratului Leon al III-lea, care a persecutat pe cei care cinsteau Sfintele Icoane și a luat aceste măsuri pentru distrugerea icoanelor. A reușit să, prin puterea imperială pe care avea, bineînțeles, a reușit să facă foarte mult rău creștinilor care cinsteau Sfintele Icoane și a reușit să persecute pe foarte mulți. Și chiar să ardă Sfintele Icoane. Să ardă Sfintele Icoane, bineînțeles, da. A tras de partea sa o parte din creștini. Creștinii atunci erau împărțiți în două tabere. Unii care cinsteau Sfintele Icoane, iconoduli se numeau, și cei care nu cinsteau Sfintele Icoane și voiau distrugerea lor,
iconoclaști. Aceștia sunt mai mult, puteți spune că era mai mult o influență politică care atârna în balanța în favoarea iconoclaștilor. Bineînțeles că Dumnezeu a rânduit ca la un moment dat, în vremea împărătesei Irina, în anul 787, iată, în secolul 8, da, da, să tot în secolul 8 era și Leon al III-lea. Deci, după moartea lui Leon, când a ajuns împărăteasa Irina la conducerea Imperiului Bizantin, a convocat un sinod, sinodul 7 ecumenic, al doilea de la Niceea, și bineînțeles, convocarea sinodului a avut loc la inițiativa patriarhului Paul al IV-lea din acele vremuri. Și, dar împărăteasa a creat condițiile favorabile să se desfășoare acel sinod. Și 263 de episcopi din întreaga lume au exprimat punctul favorabil față de cinstirea Sfintelor Icoane, așa cum era firesc, așa cum am văzut și în aceste imagini, că din primele secole erau cinstite, și a fost condamnată această erezie iconoclastă. Și s-a hotărât în tomosul de credință? S-a hotărât cinstirea Sfintelor Icoane și, evident, în vremurile acelea se discuta și despre cinstirea Sfintelor Moaște. Evident, acest lucru a fost confirmat încă o dată. Ca să nu mai spunem că Dumnezeu lucrează și prin Sfintele Icoane și prin Sfintele Moaște și era o dovezi evidente. După o perioadă, să spunem, de liniște și de pace în biserică, a urmat iarăși o perioadă grea, când, la conducerea Imperiului Bizantin, a ajuns împăratul Teofil. Și el în 831 și în 838 a emis niște hotărâri, de asemenea prin care persecuta pe creștini și dorea distrugerea iconelor. Acest Teofil era căsătorit cu Teodora, cu împărăteasa Teodora. În 842, Teofil se îmbolnăvește, fiind pe patul de moarte, se căiește de păcatele sale și se închină la Sfintele Icoane, la îndemnul soției sale, la îndemnul împărătesei Teodora, care era cinstitoare de icoane, cinstea iconele ascuns, evident, pentru că soțul său, împăratul, era împotrivă. Dar fiind pe patul de moarte, sufletul său s-a sensibilizat și s-a închinat la Sfintele Icoane și a sărutat Sfintele Icoane și așa și-a dat Duhul. Urmând la tron împărăteasa Teodora, pentru că ea urma la tron pentru că fiul moștenitor Mihail avea vârsta de 3 ani. Și era, aveam să spun, regentă, așa se folosea termenul acela, regentă în perioada aceea, a ajutat creștinii să-și recapete libertatea de a cinsti iară Sfintele Icoane și libertatea de a nu mai fi persecutat, să nu mai fi prigonit, și astfel în 843 se convoacă un sinod de la Constantinopol, care iarăși este o biruință a celor care cinstesc icoanele și se reconfirmă încă o dată hotărârile Sfântului Sinod din 787. În vremurile acelea în care a încetat persecuția împotriva iconodulilor, împotriva celor care cinsteau icoanele, a fost ales ca patriarh Metodie, care l-a înlocuit pe patriarhul Ioan. Patriarhul Ioan fusese pus de împăratul Teofil, iconoclast. Și patriarhul Ioan se supunea împăratului pe această politică iconoclastă. În acele vremuri în care împărăteasa Teodora da libertate creștinilor, a fost patriarhul Metodie, ales Sfântul Metodie. Și evident, în acel mare consiliu de la mare sinod de la Constantinopol din 843, care a avut loc în ajunul
primei duminici din postul Paștelui. S-a hotărât încă o dată cinstirea Sfintelor Icoane, așa cum era hotărât de către Sfinții Părinți la Sinodul 7 Ecumenic. Și tocmai pentru că acest sinod din 843 a avut loc în ajunul duminicii întâi din postul Paștelui, duminica aceea a devenit, poartă și numele de Duminica Ortodoxiei. Duminica Ortodoxiei. Da. Duminica Ortodoxiei, acest moment ne duce cu gândul la lupta aceasta pe care au dus-o generații de creștini, de episcopi, preoți, diaconi și creștinii de rând, creștinii mireni, monahi, care au luptat pentru apărarea dreptei credințe, pentru că de-a lungul secolelor au avut ortodoxia de luptat și cu arianismul, și cu nestorianismul, și cu multe alte erezii. Multe alte erezii, și cu iconoclasmul, și această biruință a ortodoxiei din anul 843 este o încununare a acestor biruințe pe care ortodoxia le-a avut de-a lungul secolelor. Biruințe care, bineînțeles, s-au făcut cu prețul a multor jerfe. Au fost mulți oameni care s-au jerfit pentru apărarea dreptei credințe. Și-au dat viața pentru Hristos. Și-au dat viața pentru apărarea dreptei credințe. Pentru că dreapta credință nu este o credință ca oricare alta. Este singura credință care ne asigură comuniunea cu Dumnezeu. Este singura credință prin care noi suntem în legătură cu Dumnezeu. Singura credință în care noi putem să beneficiem de mântuirea dăruită de Dumnezeu. Credința ortodoxă, nici cuvântul ortodox provine din limba greacă, cuvânt compus, chiar asta înseamnă dreapta credință. Și apărarea dreptei credințe înseamnă apărarea șansei noastre la mântuire. În momentul când ieși în afara bisericii ortodoxe, în afara dreptei credințe, atunci începi să te îndepărtezi de Dumnezeu. Am vorbit de trecut, să vorbim și de prezent. Au fost prigoniri în trecut, chiar dintr-un începutul creștinismului, împotriva dreptei credințe, împotriva Sfintelor Icoane. Sunt și astăzi prigoane îndreptate împotriva Sfintelor Icoane? Da, sunt și astăzi. Aș putea spune că vin din două direcții aceste provocări la adresa creștinilor. Aș începe mai întâi cu provocarea care vine din partea anumitor culte, care, deși se numesc creștine, nu respectă multe din învățăturile creștine. Probabil că mulți dintre credincioși, și eu m-am întâlnit cu credincioși care m-au pus această întrebare referitoare la această acuzație pe care o fac anumite culte cu privire la cinstirea icoanelor, spunând că icoanele sunt chip cioplit. Este bine să cercetăm cu atenție Scriptura, să nu fim superficiale în citirea Sfintei Scripturi și să nu rupem anumite fraze din context, pentru că dacă rupi o frază din context, nu se înțelege nimic. Și ideea de chip cioplit în Vechiul Testament, porunca aceasta pe care Dumnezeu o dă prin legea lui Moise, o dă israelitenilor să nu se închine la chip cioplit, se referea la idolii păgâni. Idolii păgâni, sigur. Da. Este foarte evident în Vechiul Testament, dacă citim, că se referă la idolii păgâni. De aceea am și adus Sfânta Scriptură pentru... Chiar vreau să vă rog să dăm și ceva mărturii scripturistice pentru legate de cinstirea Sfintelor Icoane. Da. Spre exemplu, în Cartea Ieșirea, da, din vremea lui Moise, Dumnezeu spune că atunci când israelitenii se vor intersecta cu popoarele păgâne, să ardă chipurile cioplite ale dumnezeilor lor. Spune, chipurile cele cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc.
Deci vorbeam de chipurile cioplite ale dumnezeilor popoarelor păgâne, adică se referă la idolii, la cei falși dumnezei, la cei dumnezei imaginari, care popoarele păgâne își puneau speranțe iluzorii. Iarăși în Deuteronom se vorbește despre dumnezei străini, lucruri făcute de mâini omenești din lemn și din piatră, care nu văd, nici nu aud, care nu mănâncă și nici nu simt. Deci ce are se referă la lucrurile făcute de oameni din lemn și de piatră cu referire la dumnezei străini. Dacă mergem mai... Sunt zeci de versete în Sfânta Scriptură în care se vorbește foarte clar că ideea de chip cioplit se referă la idolii păgâni. Idolii aceștia păgânii sunt rodul imaginației oamenilor. Oamenii din culturile păgâne aveau un sentiment religios, dar sentimentul lor religios era în ceață, negurat de o anumită rătăcire. Și atunci sentimentul acesta religios încercau să-l imagineze ei cum ar trebui să prindă contur. Și atunci se dedau la aceste acțiuni de a ciopli în piatră, în lemn sau să facă diverse chipuri de oameni, de animale, de păsări. Și le aduce jertfă. Da, le aduce jertfă și își puneau nădejdea în aceste... în acești falși Dumnezei imaginari. Acum câteva zile l-am prăznuit pe Sfântul Haralambie, mai bine zis pe data de 10 februarie, și foarte impresionant, Sfântul Haralambie, la 113 ani, supus la atâtea chinuri în fața chiar și a cezarului Septimius Sever, bătrânul Septimius Sever, care cu darul lui Dumnezeu se vindeca de fiecare dată. Da. Și atâtea chinuri, și văzând Galinii, fica cezarului, văzând pe Dumnezeu cel adevărat, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care, iată, l-a ajutat pe Sfântul Haralambie să biruiască, spre dezonoarea tatălui său, a sfărâmat capiștele idolești, convertindu-se la Hristos, dându-și seama că romanii se închinau acelor zei mincinoși. Da, acești zei falși dumnezei, practic, cum spuneam, erau rodul imaginației și, după cum ne spun și Sfinții Părinți, imaginația de multe ori este influențată de cel rău, de diavol. Și diavolul de multe ori încearcă să intre în mintea omului prin imaginație. Și ne spune și Sfântul Apostol Pavel, în mod foarte explicit și foarte clar, când spune să nu aducem jertfă zeilor, să nu mâncăm din cele jertfite zeilor, și precizează foarte clar că zeii aceștia sunt cinstirea zeilor este o lucrare diavolească, o lucrare demonică. Vorbind de idolii de atunci, iată că avem și idolii de astăzi, și anume patimile, da, cărora jerfesc cei care se închină lor și care trăiesc această viață în întuneric, departe de Hristos, departe de biserică, departe de Sfintele Taine. Da. Aș vrea să spun tot la contextul Vechiului Testament că, pe de o parte, Dumnezeu le spune celor din poporul ales să nu cinstească, să nu se închine la idola zei, pentru a nu cădea pradă acestor duhuri rele, pentru că vrea să-i protejeze pe oameni. Din acest motiv le interzice să se închine la duhuri, la zei, la idoli, pentru a nu cădea sub stăpânirea duhurilor rele prin care lucrau prin aceste zeități. Dar în schimb,
găsim în Vechiul Testament îndemnuri de la Dumnezeu, porunci de la Dumnezeu pentru a cinsti și pentru a se reprezenta în imagine chipuri ale heruvimilor. Deci ca să putem spune că o anticipare a icoanei din epoca creștină o găsim chiar și în legea Vechiului Testament. Și o să citesc despre modul în care Dumnezeu îi spune lui Moise cum să construiască cortul sfânt, cortul în care își desfășurau actele de cult. Așa, se vorbește acolo despre scoarțe de intopit și de mătase violetă, vorbim din Cartea Ieșirea, capitolul 36. Deci, pentru realizarea cortului sfânt, Dumnezeu spune să facă scoarțe din in, intopit, de mătase, și de mătase violetă, purpurie și stacojie, și în țesătura lor au făcut heruvimii lucrați cu iscusință, heruvimii fiind îngeri. Apoi vorbește de perdea cu heruvimi și tot în capitolul 36 se precizează: după ce au făcut o perdea de intopit, țesut în violet, purpuriu și stacojiu, iar pe ea au făcut chipuri de heruvimi alese cu iscusință. Deasupra chivotului au făcut acoperământul ispășirii din aur curat, lung de 2,5 coți și lat de 1,5 coți. A făcut 2 heruvimi de aur lucrați din ciocan și a pus la amândouă capetele acoperământului ispășirii. Un heruvim la un capăt și altul la celălalt capăt al acoperământului ispășirii. Iată câte mărturii scripturistice există. Da. V-aș ruga să ne referim... Și în templul lui Solomon la fel, care se va realiza mai târziu. Da. V-aș ruga să ne referim acum la, concret, la cinstirea Sfintelor Icoane. Cum trebuie să cinstim Sfintele Icoane? Mai bine zis, ce comportament adecvat trebuie să aibă creștinul, pelerinul care vine într-o biserică, într-o mănăstire? Sunt lucruri elementare pe care trebuie să le cunoască și să le respecte. Cu privire la cinstirea Sfintelor Icoane, așa cum spuneam mai devreme și cum spunea și de metanie pe care o face creștinul în fața Sfintelor Icoane, momentul în care creștinul vine să roagă în fața iconelor, trebuie să se cerceteze și pe sine. Tocmai metania trebuie să ne ducă cu gândul la metanoia. În momentul când facem o metanie, să ne gândim la originea acestui cuvânt metanie, care vine din grecescul metanoia și care înseamnă o înnoire a minții. Înseamnă o schimbare a minții, o schimbare a vieții noastre. Deci creștinul, atunci când vine, se roagă la Dumnezeu, la Maica Domnului, la Sfinți, evident, de multe ori se roagă pentru rezolvarea anumitor probleme cotidiene și Dumnezeu ajută omul în rezolvarea acestor probleme. Dar important este să ne rugăm doar pentru lucrurile acestea strict lumești, să ne rugăm și pentru această înnoire a minții noastre, pentru schimbarea stării sufletești, pentru a obține de la Dumnezeu harul acesta care ne transfigurează și pe noi, care ne ajută să fim oameni duhovnicești. Pentru că spune Sfântul Apostol Pavel că există oameni trupești și oameni duhovnicești. Și când ne rugăm în fața unei icoane și vedem un om duhovnicesc, un sfânt, deci trebuie să ne gândim și la ceea ce cerem, așa cum spune Mântuitorul Hristos: cereți, dar nu știți ce cereți. Și spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Că trebuie să cerem și cele, pe lângă cele lumești pe care le cer oamenii când merg la Sfintele Icoane sau la Sfintele Moaște să închine,
când intră într-o biserică, participă la o slujbă, să ne gândim și la sufletul nostru, pentru că El este Cel care dă viața trupului. Să ne gândim și la un ajutor pe care dorim să-L obținem de la Dumnezeu pentru a avea o viață îmbunătățită. Fără acest lucru, atunci nu înseamnă că nu înțelegem foarte bine credința. Înseamnă că suntem oameni trupești, dacă venim doar să le celem pe cele trupești, pe cele materiale. Dumnezeu nu spune, nu le desconsideră pe cele materiale, pentru că de aceea spune, căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Că toate celelalte de care aveți nevoie vi se vor adăuga. Dar puneți pe primul plan grija aceasta pentru mântuirea voastră. Un alt lucru important pe care trebuie să-l punctăm, și anume sfințirea Sfintelor Icoane, actul sfințirii. Când se săvârșește actul sfințirii? Actul sfințirii... De către preot. Conform cărților de cult, există rugăciuni pentru sfințirea Icoanei Mântuitorului Hristos, pentru sfințirea Icoanei Maicii Domnului, pentru sfințirea icoanelor care reprezintă pe sfinți. În momentul în care se citesc aceste rugăciuni și apoi preotul sfințește cu adiasmă, se sfințește icoana aceasta cu harul Preasfântului Duh prin stropirea cu aceasta apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aceasta este rugăciunea, formula pe care preotul o spune când sfințește icoana. Evident, din momentul acela putem spune că icoana aceea este sfințită. Deci este indicat ca oamenii, dacă cumpără o icoană, deci ar fi de recomandat să se cumpere de la biserică. Și aici aș face o remarcă foarte importantă. Se întâmplă uneori oamenii să cumpere icoane de la diverse magazine sau din diverse locuri care uneori nici nu prea seamănă icoană, făcute poate din raționamente comerciale, icoane în care sfinții nu au o aureolă sau mai apare și cât un ceas, e un ceas cu o icoană și vezi acele de la ceasurni care merg deasupra chipului zugrăvit. Sunt lucruri pe care oamenii le fac probabil din neștiință și este bine ca noi să le explicăm. Că e bine ca o icoană să fie cumpărată de la biserică, acolo știi că este sfințită, unde este conform cu regulile de pictură bizantină. Iarăși un aspect pe care l-am observat și pentru că vorbim de sfințirea icoanelor. Chiar se întâmplă, aș putea spune chiar foarte des, să apară și în rândul icoanelor care se comercializează la noi în țară, icoane de origine apuseană, care nu mai respectă acea tradiție bizantină. Nu mai este chipul acela transfigurat. Da. Mai mult o fotografie. Mai mult o fotografie. Se folosește un stil realist, da, asemenea unei fotografii, și nu-ți mai transmite starea aceea sufletească pe care o vezi în icoana bizantină. Nu-ți mai exprimă smerenia, asceza, blândețea. E o fotografie care se încearcă a fi o reprezentare cât mai fidelă a ceea ce înseamnă chipul unei persoane, dar se pierd aceste trăsături foarte importante ale sfințeniei. Un aspect care l-am întâlnit tot în acest sens al influenței acestea eterodoxe se referă la faptul că uneori apare Maica Domnului singură rugându-se în anumite icoane. Mai apare și lăcrimând, iarăși o influență de origine apuseană, care nu e specifică tradiției bizantine. Există o carte foarte bună scrisă de părintele profesor Ștefan Butiu, Teotocologie, care vorbește despre născătoarea de Dumnezeu și aici arată diferența de viziune între teologia ortodoxă și cea apuseană.
care noi vorbim mai mult de Maica Domnului, de Născătoarea de Dumnezeu, cinstim pe Maica Domnului împreună cu Fiul ei și Mântuitorul ei. Plecând în teologia apuseană, de multe ori Maica Domnului este separată de Fiul ei și de aceea și multe reprezentări apar cu Maica Domnului separată de Fiul ei. De fapt, se folosește foarte frecvent noțiunea de Maica Domnului sau de Născătorul Dumnezeu, se folosește mai mult noțiunea de Fecioara Maria. Da. Și-a luat creștinul icoana de la biserică sau dacă a luat-o de la o mănăstire, să zicem că a sfințit-o, l-a rugat pe preot să o sfințească și o aduce acasă. Unde poate să pună Sfânta Icoană? De regulă știm că Sfintele Icoane se pun în partea de răsărit. Acolo, în fiecare casă, fiecare creștin are un colț de rugăciune. Da, ca regulă generală se pune în partea dinspre răsărit. Dar așa cum am auzit și din recomandările altor părinții care vorbesc despre acest lucru, se poate pune și pe altă latură a camerei, dacă partea dinspre răsărit nu este potrivită pentru icoană. Dacă partea dinspre răsărit, spre exemplu, este o fereastră și o draperie care acopere tot. Evident că nu se pune icoana în spatele unei draperii. Icoana trebuie să fie la vedere. Și atunci, în cazuri excepționale, dacă peretele dinspre răsărit nu este potrivit pentru icoană, atunci, în caz excepțional, se poate pune și pe altă. Încă o dată vedem că nu trebuie să fim în litera legii, ci să fim în duhul legii. Da, important este ca icoana să fie la vedere, să putem cinsti cum se cuvine. Da. Preacucenice Părinte Cristian, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Noi vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Ar mai fi fost multe lucruri de discutat, de fiecare dată ne dăm seama cât de repede curge timpul, dar sigur că vom mai avea și alte teme de dezbătut, așa că noi vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu pentru invitația pe care ați lansat-o și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru ajutorul dăruit pentru realizarea acestei emisiuni și să fim conștienți de valoarea Ortodoxiei, să fim asemenea Sfinților Părinți. Fiecare creștin are rolul în societate să apere dreapta credință, apărând dreapta credință putem să apărăm practic sufletele noastre de tot felul de ispite și să mergem pe calea mântuirii, să rămânem în comuniune cu Dumnezeu. Doamne ajută! Stimați telespectatori, să avem evlavie la Sfinți, să cinstim Sfintele Icoane, pentru că rugându-ne Sfinților, ne rugăm persoanelor reprezentate de Sfintele Icoane. Rugăciunea fierbinte pe care s-o facem înaintea lui Dumnezeu, înaintea Maicii Domnului, înaintea Sfinților, în fața Sfintelor Icoane, să fie o rugăciune a inimii, o rugăciune trăită, cerându-Lui Dumnezeu să ne ajute ca toată această viață Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Mulțumim pentru atenție, la revedere!